nu mă deranjează cu cine e într-un turul 2. Probabil că cu Ciolacu, că sunt dita mai partidul. Adică au o mașinărie de partid, dumneavoastră nu vă puteți imagina. Adică eu am văzut la o banală campanie electorală la locale. Veneau un puboi de câte 80-100 la câmpul. Și atunci vă bazați pe sprijinul PNL, de exemplu, fiind al doilea partid ca mărime, în eventualitatea că veți ajunge în turul al doilea? O să vedem. Ei au tot spus că vor să discute cu noi. Am auzit și zilele trecute, acum 2-3 zile, au zis că deja au vorbit cu noi. Nu a vorbit nimeni cu noi. Și cred că doar mimează, la fel cum a făcut domnul Ciolacu atunci când a zis că hai să ne consultăm cu partidele ca să vedem când o să punem data alegerilor. Vrăjala. Atunci, invers, este posibilă o deschidere a PNL-ului din partea pentru USR dacă are nevoie pentru formarea unei coaliții de guvernare? Dacă noi suntem deschiși? Mm-hmm. Noi suntem deschiși, dar să se rupă de PSD, să iasă de la guvernare, că ce mai e? Adică cu ce ar deranja așa de tare și să se îndepărteze de Klaus Iohannis. Cu siguranță asta simt eu. Nici măcar nu sunt niște condiții, dar da, ar trebui să... Nu o să se întâmple astea. Orgolile sunt foarte mari în politică. Ar fi probabil o sinucidere pentru ei să nu aibă candidat la prezidențiale, dar scorul domnului Ciucă este din ce în ce mai jos. A ajuns pe locul 6. Deci vor avea nevoie totuși unii de alții. Da, cu siguranță vor avea nevoie, dar nu vor face în orice condiții o alianță. Cum veți convinge electoratul tânăr și pe cel indecis să iasă la vot? Cu lucruri sunt dedicate lor. Și pe, v-am spus, la sfârșitul lunii voi avea programul de țară pe site, Elena Ascolicu, și o să vedeți acolo. Să știți că pentru asta am discutat cu mulți tineri. Nu a fost ceva la care m-am gândit eu noaptea și că dă bine și că se pune pe site. Nu, am discutat cu mulți tineri. Chiar aseară vorbeam cu o minune de fată, Dudu, așa. Și am luat-o pe toate părțile. Ce facem dacă desfințăm inspectoratele școlare? Dacă cum ar trebui să fie contractul? Dacă cum ar trebui să fie aia? Deci vorbim cu tineri pentru a avea soluții pentru tine, nu cu consultanții. Da, câteva linii din acest proiect de țară pe care îl propune președintele Lasconi, puteți să ne spuneți? Că, de exemplu, Iohannis ne spunea România educată. Da. Este reforma în administrație, pentru că dacă poți să faci în același timp, să nu ne trezim ca în situația în care se închide Valahovici și n-ai făcut o rută alternativă, trebuie să vii cu soluții. Vrem să scădem taxarea pe salariul minim. Ideal să ajungem la taxă zero pentru salariul minim. De asemenea, fiecare dintre noi plătim anumită sumă de bani pentru casa de asigurări de sănătate. Nimeni nu știe ce se întâmplă cu banii ăștia, este o gaură neagră și ne-am dorit ca aproape 200 de lei din banii pe care tu îi îi direcționează către casa de asigurări de sănătate să poți să-i folosești, să alegi singur asiguratorul de sănătate ca să nu mai parte de aceeași umilință din spitalele din România. Avem un deficit foarte mare în spitalul din România, de vreo 20.000 de medici și asistenți și cred că ar trebui să fie asta o prioritate.